Da, se înțeleg că e nevoie de un nou președinte. Bună ziua, președinte. De nou, convocare așa de ședință ordinară de Consiliul Local, ca să ne dezbatem problemele apărute. O să vă rog să faceți propunere pentru ședință, ședință pentru următoarea perioadă. Sunteți de acord? Da. Împotrivă? Ține. Domnul președinte, vă rog. Tipul aici? Nominalizarea 2 membri și un membru reprezentat al primarului care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin. Referatul numărul 4732 din 11.09.2019 a doamnei Olaru Cristina, inspector achiziții publice, în cadrul Comunei Mănăstirea Cașin, prin care solicită aprobarea bugetului actualizat al proiectului privind investiția modernizarea drumului comunale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Referatul numărul 4756 din 11.09.2019 a domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul Comunei Mănăstirea Cașin, prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind concesionarea lotului IS-2-28 din satul Scutaro către domnul Agache Florin și doamna Agache Popovici Adina. Referatul numărul 4758 din 11.09.2019 a domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul Comunei Mănăstirea Cașin, prin care solicităm adoptarea unei hotărâri privind aprobarea dreptului de uz gratuit pentru suprafața de 41 de metri pătrați ocupată pe perioada existenței capacităților energetice noi, stâlp de rețea, de joasă tensiune și de branșament și a dreptului de servitude asupra suprafeței de 5.459 de metri pătrați ocupată pe durata execuției lucrărilor. Pentru demontare, montare, conductor rețea, îndreptare și înlocuire strâmb necesare la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul modernizare LAJT aferentă pe T3 Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 34, alinia 1, litera A, alinia 2, litera 3, litera A din OUG numărul 57 din 2019. Dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în data de 16 septembrie 2019, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.
1. 2. Alegerea 2 reprezentanța ai Consiliului Local Mănăstirea Cașin și a unui reprezentant din partea primarului în calitate de membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin. 3. Aprobarea bugetului actualizat la proiectul privind investiția modernizarea drumurilor comunale în Comuna Mănăstirea Cașin și Județul Bacău. 4. Aprobarea dreptului de uz gratuit pentru suprafața de 41 de metri ocupată, metri pătrați ocupată, pe perioada existenței capacităților energetice noi, stâlp de rețea de joasă tensiune și branșament și a dreptului de servitute asupra suprafeței de 5.459 metri pătrați ocupată pe perioada execuției lucrărilor pentru demontare, montare, conductor rețea, îndreptare și locuire stâlpi necesare la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul modernizare LEA-JT aferentă PT3 Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, Județul Bacău. 5. Aprobarea cesiunii lotului S228 din satul Scutaru către domnul Agache Florin și Agache Popovici Adina. 6. Aprobarea achiziției de dotări pentru sprijinirea conservării patrimoniului cultural în Comuna Mănăstirea Cașin. 7. Aprobarea majorării devizului ofertă cu suma de 261.104,48 de lei cheltuită neglijabilă, nelegibilă, suportată din bugetul local la care s-au dat TVA pentru obiectivul de investiție, modernizare, stradă, drumul Morii, satul Mănăstirea Cașin, Județul Bacău. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea la avizierul de la primărie, va fi publicată pe pagina de internet a instituției și va fi comunicată în termen legal instituției Prefectului Județului Bacău pentru controlul legalității. Ședința este publică. Alegerea 2 reprezentanțe Consiliul Local Mănăstirea Cașin și a unui reprezentant din partea primarului în calitate de membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin. Este vorba de completarea Consiliului de Administrație al Școlii, așa cum se face în fiecare an. Am zis că au fost membrii domnul Zgădurdici, doamna Dina. Așa. Anul ăsta a venit școala cu adresa numărul... Da, a venit cu adresa. Prin care a venit cerpă de adresa 4077, prin care vă rugăți ne nominalizați la Consiliul de Administrație și Școlii Gimnaziale de Regina Maria, în partea Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru anul școlar 2019-2020. Reprezentantul primarului voi fi eu, dacă va fi nevoie, voi nominaliza eu pe cineva care să mă opiască. Dar deocamdată e vorba de cei doi reprezentanți.
Faceți propuneri. Deci domnul Miloiu și domnul Miru. Având în vedere că domnul Slăbătii și doamna Nicla s-a familiarizat deja cu activitatea care se desfășoară acolo, domnul Miloiu. Deci o propunere este să rămână... Să rămână... O propunere de ce așa, în altă propunere. Eu îmi propun pe domnul Beloiu să facă parte. Domnul Beloiu. Mai este altă propunere? Doamna... Doamna Felice, acum că lucrează în doamna învățământ. Și este, cred că, cea mai capabilă să vă ajută pe această funcție. Da? Bun. Propunerea nu este. Doamna... Urlache. Așa. Bun, altă propunere. Da. Dacă mai sunt propuneri, să puneți domnul președinte. Cum nomina fiecare? Nu, propuneri. Nu au fost propuneri de domnul. Propunerea domnului Miru, propunerea domnului Micu și propunerea domnului Miru. Da. Cine este domnul propunerea domnului Miru? Respaterea la licitație. Știți?
A intervenit 114, OGE 114 și s-au mărit prețurile cu mâna de lucru sărit în aer, prețurile cu materiale au sărit în aer, ceea ce înseamnă că s-a făcut o recalculare de către proiectat și se ridică valoarea totală în volumi la 4.762.674,73, din care valoarea eligibilă, adică cât susține AFIR-ul, 3.311.418, diferența de neeligibil de 1.451.256,36, o să susținem noi. Da, prima fază este aprobarea noului adițional, pentru că se face un adițional la contractul de finanțare, cu sumele respective, se desparte la licitație și suma, știți cum e procedura, suma definitivă a contractului va rămâne după licitație. Deci, cam astea sunt noile valori. Deci, să înțelegem, contractul inițial era în valoare de? Contractul inițial era în valoare de 2.700.000. Și am rămas acum 4.000.000? Nu. Acum, valoarea totală, vorbesc doar, m-ați întrebat cât era contractul de lucrări. E o diferență între valoarea contractului de finanțare și valoarea contractului de lucrări. Contractul de finanțare intră și de absolut tot. La actualizări și așa mai departe. Și de acum, acumulește 3.311, la fel, o să primiați studiul de fezabilitate? Nu, vin, nu mai vin studiul de fezabilitate, vin actualizări. De exemplu, se face expertiză la drumurile, la lucrările existente. Deci, se decontează de acolo. Mai mult cu proiectul rămâne același. Dar, se fac altă fiză, autorizația rămâne aceeași. Dacă e îndonat în judecată, noi mai putem să procedăm pe proiectul ăsta, pe ce nu se judecătă? Dar care sunt argumentele construcțiilor? El spune că e vina noastră, că din cauza noastră nu a făcut lucrările. Pentru că nu i s-a dat o dispoziție de șantier. Ceea ce, nu, sunt obiecțiunile lui sunt minime. E practic ca un necadre la care se agață de lucrare, știți. Dar, efectiv, în teren, el nu avea nicio motivație ca să nu lucreze. Păi, dar au început lucrările. Cum n-avea dispoziție șantier? Păi nu, i-au început lucrările în martie. Da. De asta spuneți, nu? Da. Au început lucrările în martie și, neavând mână de lucru, aveau probleme puternice cu mâna de lucru, în lume spun că aveau și o oprire pe contul și cred că au în continuare cu 1.700.000 de lei. Da, mă rog, sunt probleme de lor și nu au nimic. Dar garanția care le... Garanțiile sunt în cont, nu există, da. Garanțiile sunt. Sau noi discutăm acum de contract, nu contractul de lucrări, efectiv. Dacă tot o amânăm așa, o să stau, vei exploatez de altfel. Dar nu o amânăm noi. Noi nu o amânăm, ba din contra. Noi acționăm conform legislației. Ce putem face mai mult? Noi ce să facem mai mult? Eu de asta vă întrebam, puteți să ne facem o legislație cu timp să judecă? Da. Noi putem să ne facem în continuare... Deci ne-au dat la judecată, da? Ne-au dat ei. Ei ne-au dat. Și ce motivează? Spus că asta motivează. Nu s-a dat o dispoziție de șantier. Sunt chestiuni din astea cu ierile, că vă dați seama nici. Cine de crede că din cauza unei dispoziții de șantier, n-ai putut să lucrezi. Noi ne facem cu denumare treaba, mergem la fir cu hotărârile existente, o să facem adițional la contract și scoatem la licitație între timp. O să urcăm la aia. Dar suntem în procesul ăla de construcție. Fără nicio discuție, dar nu o să dureze. Nu durează, pentru că, în general, cel pe comercial merg mai rapid, da. E de mergi din cel pe comercial. Să bată la mâncare. Ați blocat și nu vă licitează. Nu, asta... Din păcate și din păcate asta este spațiul ăla să fie lui Iubilea. Da, știți cum e? Nu e chiar așa simplu. Îți trebuie experiență similară, îți trebuie... Nu, domnul Dragomir, cum merge, nu
administrație. Bineînțeles că aici avem consultanți, avem, avem oameni de specialitate care susțin și care ne fac. Acum, dacă nu ce... Toate chestiunile astea n-au fost făcute întâmplător. Ne-am consultat și noi cu toți specialiștii, cu toți oamenii și până la este că ei mai au la nivel de județ chestii de astea. Au avut un set de corespondență cu ei. Înțeles. Până de firmă, ce pe ei? N-ai invocat nicio corespondență cu mare discuție de șantier. Deci nu suntem singuri. Nu suntem singuri, din păcate. Din păcate. Chiar ne interesează, de altfel ne interesează. Da. Deci, dacă... cu toate din adversențele astea, suferim noi. Da. Comun. Da. Deci, dacă sunteți de acord cu noi evaluări ale proiectului, supuneți la toate. Ne supunem la vot. Cum a fost stabilit acest evaluare? Le-a recalculat proiectantul în baza unor inventarierea lucrărilor executate și s-a stabilit diferența plus calculele pe mâna de lucru, pe materiale și așa mai. Cum? Din cauza că s-au scurbit mâna de lucru și mâna de lucru tot. Păi se recalculează. Nu discutăm de contract la ora asta. Nu mai discutăm. Nu mai discutăm de contractul. Contractul este denunțat. Noi acum, practic, desfacem la licitații. Diferența de lucrări. Nu mai am treabă cu contractul vechi. Contractul vechi l-am denunțat, l-am duce la instanță. Instanța spune, doamne, aveți dreptate. Dacă avem dreptate, revenim la vechiul contract. Ceea ce eu mă îndoiesc. Dacă nu avem dreptate, să vă rescădem la licitații. Asta e ideea. Deci, tot eu știu care pus. Nu știu, vom vedea ce o să da, supune. Deci, cine este pentru? La punctul 3, aprobarea bugetului actualizat. Da, deci, dar la punctul 3, la obținere? Eu mă abțin. Și eu. Împotrivă. Și domnule, se abține, da? 3. Bun. Tu ați trei să abține? Domnul Stăr, vă abțineți? Da. Da. Să-ți noi la Băcaru și la Ciocănel.
Bun, deci... În certificatul de urbanism eliberat de Primăria Mănăstirea Cașin și avizul structurii de specialitate, s-a cerut acordul prealabil și autorizația de amplasare sau acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Cum administratorul drumului suntem noi pe drumul local, avem referatul domnului Apostu și avem prin care referatul numărul 4758. Astăzi, 12 ianuarie 2019, subsemnatul Apostu Gheorghe, responsabil urbanism. Responsabil urbanism în cadrul Primăriei Comunei Mănăstirea Cașin de Bacău, vă rog să aprobați în cadrul ședinței Consiliului Local Mănăstirea Cașin obținerea de către Delgaz Grid SA a următoarelor. Drept de uz gratuit de 41 de metri pătrați ocupată pe durata existenței capacităților energetice noi, stâlp de rețea de joasă tensiune și de branșament și drept de servitude asupra suprafeței de 5.459 de metri pătrați ocupată pe durata execuției lucrărilor pentru demontare, montare, conductor rețea, îndreptare și înlocuire stâlpului. Necesar la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul modernizare linie electrică aeriană de joasă tensiune, aferent punctului de transformare PD3 Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Anexez în xerocopie următoare. Cererea emisă de SC Pharma Rom SRL Bacău, proiectant, certificatul de urbanism 27 din 29.08.2019, memoriu tehnic și plan de situație de la PT3. Acum, dacă vreți să vă citesc și adresele care au stat la bază, dar cred că referatul conține pe toate și... Ca și detalii, un număr de 30 de stâlpi vor fi pe același amplasament. Reamplasare pe domeniul public, un număr de 37 de stâlpi. Suprafețele, bine am spus. Foarte important, în zona se execută lucrări proiectate, nu există surse poluante la instalații electrice, atât cele existente, cât și cele proiectate, nu afectează mediul înconjurător și nu prezintă pericol de poluare. După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus în stare inițială, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare. Și folosința actuală a terenului, teren de utilitate publică, zona instituției publice, zona servicii, zona locuințe, zona căi de comunicații și amenajări aferente. Da, cam... Deci aici capacități. Montare, modernizare conductului 5410 metri, înlocuire stâlpi pe același amplasament 30, reamplasare stâlpi 37, le-am spus, montare stâlpi noi de branșament pe domeniul public 3, reamplasare branșament pe domeniul public 1, înlocuire stâlpi de branșament de corespunzător 3, îndreptare stâlpi înclinați 3, montare blocuri de măsură pe stâlpi 194 de bucăți. Deci contorii toți vor fi scos la limita de proprietate. Care sunt capacitățile noi de față de ceea ce este acum pe teren? Ce capacități? Asta m-am și citit. Lucrări și capacități. Asta care m-am citit. Capacități noi, băi. Poftiți? Ce capacități noi, ora cu mea? Păi, reamplasare stâlp de branșament pe domeniul public, dreptare stâlp, montare BMP, și reamplas și înlocuire rețea pe același amplasament. Modernizare, conductor, rețea, toate există. Conductor, fi stâlp. Da.
montare, bloguri de măsură, peste 494. Domnule, să vă spuneți, arunați, arunați la punctul de transformare pe care... În ce s-a găsit? Deci, la stradă, de la Eroi, de la Eroi până la zona Gianu, Dorian, ulița care ține de ulița cimitirului cu ulițile aferente până la Lazar Gheorghe, dincolo de cimitirul vechi, ulița Eroilor toată, nu coboară și facă lor numele, că e un stâlp. Pe de unul. Așa? Deci nu e stâlp pe acolo. Ulița Bătărești, până la... Da. Pietul locuinței a Bătării. Și unul la tine, nu. Și de ce acolo nu? Pentru că așa au vrut să dărâne. E, da, e la marcă mai pic și pic. Da, e la divan. Ulița Bătărești, până în dreptul locuinței Abădării și ulița de jos la Funărești, până în dreptul locuinței Jitea Gheorghe. Da. Până la Penin, acolo. Acolo se face joc, cum spuneam, cu... Nu putea să prinde și ăștia 4-5 sunt care am văzut despre... Vorbim... No. Aici ei vorbesc de puncte de transformare cu toți abonații arondați și cu toată rețeaua. Bun, și ăsta și-a la Junzani, da, da. La PT1. Am zis de stâlpul de la Junzăluș și de stâlpul din față, din ulițe de la domnul Lazar. Da? Bănuiesc că astea sunt problemele la PT1. Deci doi stâlpi, la Fiul și la Lazar. Am vorbit de ăștia de 5-6 stâlpi, dar am plecat jos. Știu, ăștia sunt pe reparații, noi am făcut adrese către... Da, 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 atât de sunt. Pentru că distribuitorii, da. E bun distribuitor. Pentru finanțarea acestor lucrări... De gaz grid-ul le finanțează. Nu știu prin ce... Nu, de execută proiectantul, e IFAL Maron. Bacol. De ce le plătește? De gaz grid-ul. Ei fac modernizare. Și ce se spune, da? Este cel care face distribuirea la Băneșa. E fost eu. Asta e eu. A venit și eu. Del Gaz Grid S.A. reprezentat prin Gabriel Chilea. U sediu în Mureș, Târgu Mureș. Da. Probabil că s-au vedere și ceilalți. Vine în acea teoria, într-o comună, nu suntem implicați. Nu, nu. Noi, uite, toată documentația a fost depusă pentru emiterea autorizației de construcție și implicit noi acum discutăm de avizul administratorului drumului și punerea la dispoziție la 41 de metri pătrați. Nu, dar stâlp, unde se amplasează stâlp pe noi și 5459 servituri ca să-ți poate schimba capul, să te folosească pe asamblea drumului. Bun, eu vreau să ridic o problemă aici. În afară de această firmă, cum îmi zicidez de azi și înainte era Iona, putea să-mi da, Iona. Da. În România mai distribuie energie electrică cu altă. Nu mai distribuie. Sunt abonați, nu sunt distribuie. Sunt fornitori. Trebuie, nu sunt. Sunt fornitori. Așa și trebuie să fie părinte de spărinte. Nu, nu sunt părinte de spărinte. Pierde Iescu și Orange-ul. Da, tot pe aceeași rețea. Asta e rețeaua lui Del Gaz Grid, deci asta e pe viață și pe moarte rețeaua lor. Și ceilalți doar cumpără energie și ore. Și furnizori. Rețeaua lor. Tot pe rețeaua lor. Tot pe rețeaua lor. Doar dacă reușești cineva să-și facă altă rețea. Și nu putem. Păi da, și cineva. Și dacă își facă. Cine face? Doar dacă... Rețeaua. Iar rețeaua înseamnă tot ce înseamnă, implicit stării. Chiar dacă ești abonat la altă firmă, în afară de Del Gaz Grid, nu vine nimeni să-ți facă reparații, probleme, tot de când cei de la
la dânga, pentru că ei sunt proprietari. Bun, și dacă altă firmă vrea să câștigă mie cu... Nu există... Pe același fel, da, pe același fel. Da, pe același fel. Pe același fel. Da, pe același fel. Și pe același fel. Și pe același fel. Și pe același fel. Și pe același fel. Gândiți-vă dacă suntem la Ierul sau pe la Ierul sau pe la Ierul. Dar ce-am mutat la Ierul? Pe ce ești neală? Pe ce ești rețea? Dar suntem la Ierul, la Ierul. Și așa aceeași de-aia. Tot e omul cu ce, dacă am ceva probleme, până la control, da? Până la control. Și îmi place că plătește la Ierul. Plătește la ăștia de la... Nu, nu. Păi sunt tot păstrii, nu și ei. Dar îți cam intrat în alte detalii. Deci proprietarul rețelei este Delgaz, Delgaz Grid. Ei ne-au solicitat și noi trebuie să-i dăm avizul strict pentru amplasarea stâncilor și în vederea declarației rețelei sau modernizării de rețea. Da? Bun, dacă mai sunt... strict pe, pe suprafață și pe asta. Dacă nu, trecem la vot ca să fim operativ. Cine este pentru? Deci, punctul 4, aprobare. Abține, împotrivă. Abține, abține. Da. Să repare aici. Mă abține și la ceva la domnul de zi, da? 5. Da. Deci, punctul 5. Aprobarea cesiunii lotului Pierzului din 28 din satul Cutaru către domnul Agache Florin și Agache Popovichiu Adina. Cum știți, concesionarii din satul Cutaru, care nu mai pot sau nu mai folosesc construcția, își vând bunul edificat pe lotul respectiv, iar pentru teren trebuie făcut contract de cesiune cu aprobarea Consiliului Local în baza cererii depuse de nou proprietar. Avem cererea numărul 4756 din 12 anul 2020. Imediat. Subsemnatul Popoviciu Valentin, domnul Știat Românești, strada Belvedere 3-17, posesor al cărții de identitate seria, vă rog să am aprobat cererea de transfer. Deci, Popoviciu Valentin a fost cererea de transfer al, al concesiunii lotului S2-28, s-a scutat în Comuna Mănăstirea Cașin, către soții Agache Florin și Popoviciu Adina. Și avem contractul de vânzare cumpărare prin care, o să citesc tot, noi, Popoviciu Valentin și Popoviciu Lătrămioara, vindem fără nicio rezervă domnului Agache Florin, locuință, adaptează casă de vacanță construită din BCA acoperită cu lindap, având suprafața construită și desfășurată pe 80 de metri pătrați, situată în intravilanul Comunii Mănăstirea Cașin, s-a scutat un lot S2-28, județul Bacău, imobil identificat pe număr cadastral 660.525 C1 cu amplasamentul vecinătăților conform documentației cadastrale anexate. Și referatul domnului Apostol, subsemnatul Apostol, responsabil Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul primăriei Mănăstirea Cașin. În baza cererii domnului Popoviciu Valentin, vă rog să aprobați cesiunea lotului S2-28 în satul Scutaru către domnul Agache Florin și Agache Popoviciu Adina, în cadrul ședinței Consiliului Local Mănăstirea Cașa. Anexez în xerocopii cererea domnului Popoviciu, copie după CI, copie după contractul de vânzare, cumpărare, autorizația de construire numărul 2/2019 și planul de amplasament 60.525. Pentru care îl cunosc pe doctorul Popoviciu, care a făcut serviciu aici la dispensar, e băiatul lui. El vine din lui, ori plus fără, ori plus fără. Da. V-am dat și detalii amănunțite despre vânzător.
Da, care este pe domnul Bucur. Unanimitate. Trecem la punctul 6. Da, trecem la punctul 6, aici spune eu că eu am făcut un lucrătură, eu trebuie să descurc. Discutam la comisie și vă spuneam de proiectul pe Căminul Cultural la Lupești. Lucrăm cu el. Acum, astăzi, am fost geotehnici, am să facă studii geo. Am făcut alipirea celor două loturi. Acolo erau, practic, două loturi rămase la Cămin, la concesiunea Cilă din 2003. Și lotul principal. Și l-am făcut alipirea și a rezultat suprafața de 2500 de metri pătrați. Acum a fost lotul acesta paralel cu strada sau? Nu, a fost un cod, dar nu vă mai aduce aminte, că nu ați concesiunea de acolo, nu vă mai aduce aminte. Păi nu mai aduce aminte. Așa, colțul din latura din nord-vest, în suprafață de 500 și ceva de metri pătrați, a fost concesionat de Doncelu și am reziliat noi contractul în 2006 și a rămas așa la cartea funcțională. Asta cum are acum văzătorul? E o oară de vânt, nu știu ce a vrut să fac. Da, pe nu știu ce de mare să fac. Da. Nezăsălit, eu am făcut asta. Și l-am reziliat noi în 2005-2006, numai că au rămas două loturi. Unul în suprafață de 500 și ceva pe care o concesionase primăria și autorii contract l-am anulat, plus lotul principal de care avea 1000 de metri pătrați care a rămas. Acum am făcut alipirea celor două loturi și pregătim proiectul. Da, la punctul 6, de fapt, e vorba de altceva. E vorba de o sumă de 5000 de euro rămasă de la gal și pe care să mai achiziționăm niște costume pentru copiii de la dansul. Că mă uitam pe materialul pe care mi l-a dat fetele și nu înțelegeam ce se întâmplă. Deci, practic, proiectul se numește achiziții de dotări pentru sprijinirea conservării patrimoniului cultural în Comuna Mănăstirea Cașa. Și vorba de 5000 de euro, urmează să achiziționez iarăși niște costume pentru copiii ăștia care, slavă Domnului, fac o treabă excelentă. Și o să vedem, la momentul în care se scrie proiectul, o să vedem ce la cât se va ridica valoarea lui, iar o să mai punem noi 1.200 euro în bugetul local, dar va fi la momentul respectiv. Adică sunt pentru costumii. Sunt pentru costumii, da. Să schimbăm și noi la un moment zi. Aia s-au achiziționat. Aia mai achiziționat noi. S-au dat 30 de zile. Da. Acolo s-au achiziționat. Dar au fost din banii noștri. Din banii noștri, banii comunii Mănăstirea Cașa. Noi aici vorbim de un proiect în fonduri UE, fondurile galului, niște sume care au rămas, care s-au redistribuit. Ca istoric, vă spun că acum, la strategia trecută, a fost o mare dezbatere pe 7000 de euro, unde m-am simțit obligat atunci, la momentul respectiv, ca și președinte al galului, mă rog, nici nu aveam nimic, o motivație foarte mare să mă bat, pentru că nu exista acest grup. Iar noi am renunțat atunci favoarea căiuțului. Iar acum, ca drept, ca și revers, știți, că unde lași de acolo primește, i-a revenit comunii Mănăstirea Cașa în dreptul la un proiect pe costume și din cauza asta. Deci, hotărârea spune așa, se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic. Deci, în implementarea proiectului. Achiziție de dotări pentru sprijinirea și conservarea patrimoniului cultural în Comuna Mănăstirea Cașa. Denumită coordonare proiect, în vederea accesării unor fonduri în cadrul măsurii M7-6B, investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală PNRD conform legii. Autorității administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare operării cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. Reprezentantul legalul comun este potrivit legii primară a Fredesei Gabriel în calitatea sa de ordonator principal de credite.
proiectul prin finanțare de la bugetul Uniunii Europene, prin finanțare de măsura M76 de investiții locale de bază destinate populației locale, inclusiv a celor de agremeni culturale și infrastructuri aferente, PNRR 2014-2020, nu va fi generator de venituri. Aducerea la îndeplinire a hotărârii se asigură de către primarul comunei Mănăstirea Brașov. Hotărârea se va comunica prin intermediul secretarului comunei. Da. Deci, practic, asta e începutul acestui proiect. Deci, ca să vă spun, se urmărește achiziția a 10 costume de care au ei nevoie și 20 de sumane, ceva mai groase pentru ei, ca să-și facă jocul de scenă ce au ei. Am înțeles de la frate, este ce vrei, dacă dansezi dansul moldovenesc, trebuie să ai costum moldovenesc, să le putem putezi între concursul. Deci dacă nu ai, nu poți să dansezi dansul muntenesc cu concursul. Deci ei au ajuns la un nivel, destul de mare. Deja respectă tradiția, ce? Sunt la un nivel de concursuri, mă refer la nivel competițional. Deci ei au ajuns la nivel competițional atât de strâns încât se bat cu echipe valoroase din țară. Deci am ajuns la nivelul la care Mănăstirea Cașii chiar concurează. Deci cei care ne iau acum premiile sunt cei de la Chișinău. Când am parte Chișinău cu școlile lor de dans, e clar că trebuie să te dai deoparte. Dar se bat la nivel mari, nu așa, și sunt foarte buni. Ceea ce vă dați seama cum crea lucrurile. Și să nu avem salarul? Da, da, salarul. La jandarmerie. La jandarmerie. El ia, dar știți că am discutat. Indemnizația de cam 400 de lei pe lună, de la noi. Nu m-am mai spus. Faptul că o face de plăcere. Da. Nu m-am mai spus cât de micuțe. A ajuns foarte curtat de cei din exterior. Da, da. Ce treabă e, pentru ce spune, e interesant treaba asta. Da, ajută și Francis de la Cuiuță, îl ajută și Marian, băiatul care mai face costumele populare, mă rog, îți place și la copii? Da, vă spun, ce competiție este între ei. Păi sunt copii care, de exemplu, au stat pe margine și au privit și au fost primiți datorită abnegației din care au dat dovadă ca să se intre. Deci, sunt liste în așteptare ca să intre. Da. E o nebunie. Da, vă dați seama că eu îi mulțumesc, domnule Cristi. Eu n-am crezut. Sincer să vă spun, eu am crezut. Nu am crezut. Că Iuțe au ajuns până la București. Eu sincer să vă spun, eu nu am crezut când se va ajunge la nivelul ăsta. La pintura apropiată, nu știu, la armă, la pintura de urna șoalele de acumăreții ca să simt, să mă întrași în mână. Dacă este cineva care te reprezintă cu cinste în exterior, ei, clar, de parte, vă nu știu nimic. Aduceți-o pentru el, faceți un cap. Rolatul ăla și puneți-l aici. Din birou la mine. Da. Partea e luată Asociația de Părinți și Profesori în Mănăstirea Cașin și care administrează grupul, să zic așa. Au mai depus și ei proiecte, au semnat proiectul Consiliul Județean și fac tot felul de chestiuni din astea publicitare. Au mai multe rolaturi din astea care, așa, benere, când se duc să știi lumea despre cine e vorba. Și de asta am spus, domnule Vice, să duc să aduc cum să vedeți o mostră de... Deocamdată suntem în studiu, tot adunăm prețuri și așa mai departe. Ce este, sunt de departe cele mai bune, acum construcția școlii ea ne ține în șac, sperăm. Da, și acum suntem la din concursul la care ne-au reprezentat în două de ani. Da. Ce tot de aici?
iar rolapul și ce mai au materiale așa, pe, pe proiectul pe care l-a aprobat Consiliul Județean Bacău. Consiliul Județean, în fiecare an, scoate o serie de, finanțează o serie de proiecte și indicare și proiectul doamne străcă așa. Satul o gură de rai, nu am românesc. Da, domnul director. Da. Da. Dacă sunteți de acord cu... Supunem o confinșoasă, aprobarea de achiziții. Nu are nimic. Facem la punctul 7. La punctul 7... Vorba de drumul mare care ne dă bătăie de cap. În sensul că nu... Nu avem contractanți. Nu avem contractanți, s-a făcut o recalculare și se, se propune majorarea cu 261.104,48 lei din bugetul local. Din bugetul local. Cantitanța a fost? Da, nu știu și da, nu a apărut ceva nimeni. Două. Două. Da, două. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Nu vine nimeni. Vă ajunge la 16 miliarde. Cât Dumnezeu să dea un punct? Pe 900 de metri. Bine, acolo e și acolo este și acolo este și canalul. Care vine pe imaginea drumului. Care se continuă de la Dan Căruț la Vale până la Văsare în Cașa. Și asta ridică un pic suma. E clar e o sumă mare. Clar e o sumă mare, dar nu se oprește nimeni. Drumul se oprește la intersecția aia acolo. Nu. Până la Vițăruș, până la Neghiță, la asfalt, și asfalt, la asfalt, da. Și canalul până la apă. Și canalul până la apă, ca să asigure descărcarea apă. E clar, ați văzut că în primăvara asta, de când am avut, am avut probleme puternice atunci în noaptea de 11 ani, când au venit apele și ne-au stricat pătrunea de drum, am refacem, parcă refacem așa, să deam noapte, ziua lucrurilor și noaptea ne strică, știți. Dar, până la urmă, trebuie să prindem să o scoatem la licitație. Asta e, domnul, atâta timp când nu se apropie nimeni, nu e tot. Noi acum avem posibilitatea să lăsăm așa, să spunem, noi mai scoatem la licitație, dar e posibil să cheltuim bani, tot așteptăm și să nu vină nimeni, știți? Odată ce n-a venit până acum, eu nu cred, mă îndoiesc că vine cineva... Nici în persoană de ține să scoate. Norocul pe care îl avem cu Alconepo aici, deci este un, un exemplu extraordinar și mulți se miră, domnule, ce se întâmplă. E vorba de, cum îl cheamă? Robert. Robert, care pur și simplu a venit cu o echipă de 25 de oameni de la Cluj. Și a, a preluat și s-a băgat la lucru. Pentru că altfel, eu nu cred că, deja la începutul lunii martie, început să alegă, să întrebi. Dacă nu găsim niște oameni, deci, problema mare cu forța de muncă. Să știți, toate firmele, și toate firmele, de exemplu, sunt firme care își aleg contractele acum, care renunță la o parte din ele. Sunt firme care au 5, 4, 5, 6 contracte, da? Care sunt la limită, le abandonează, care sunt mai bunișoare, lucrează la ele. Știți? Chiar dacă îi reziliezi contractul, chiar dacă îi faci pe notifici, pe SEAP și așa mai departe, el le lasă acolo și în urmă e acolo, să vadă ce se, se va întâmpla în viitoare. De asta zic că e o mare problemă cu... Și ați văzut, se duc prin Sri Lanka, se duc prin Bangladesh, prin de unde și aduc forță de muncă și așa mai departe. Sunt probleme. Iar aici, la actualizare, să ținut cont iar de prețul bitumului care s-a pierdut. Care deci, de asta a sărit în mare. Nu au venit la licitație, de spunea un proiect de fapt, de, de sumit. Unde a crescut? Da. Prețul bitumului a sărit în mare. Cu 30% ce carte trebuie să crească? Ar fi trebuit? Da. Cât a crescut? Da, orice. A crescut prețul bitumului vrut? Nu, nu. Nu, pe total, pe total. 30% ar fi ceva. Păi, tot, în, dar, în jur de 26%. Deci cam aici. Tot acolo. Da. Da, și vine așa. La, la ce sunt majorează? Să vă dau pe...
taxe, comisioane, cost la cheltuieli, conexia organizării șantierului, 2514 lei. 1142 de lei pentru 95 la ISC, 228,60, îmi dau pe cele mici ca să vă speriați. Sunt tot la fel, tot aferent ASC-ului pentru controlul statului, în amenajarea teritoriului, 1142,95 la Casa Constructorilor. Suma principală se duce la 228.589,98 lei, se duce la construcții și instalații. Și 30.000 la proceduri de achiziție. Și asta e tot. Nu, dar ideea este să lucrăm nici în capitala, să tot mărim pe o ofertă, oferta la lui, să faci și drum național, să nu lucrăm. Da, eu sunt de acord și cu dumneavoastră. Ce este că noi batem pasul pe loc și s-ar putea să vină la firul și să ne întrebe, fraților, ce faceți? Că nu vă mai pierdem în contract cu finanțare și atunci ne-am blocat total. N-am pierdut bani odată, dar nu mai avem dreptul să mai depun proiectul pe finanțarea europeană. Și asta e o chestiune. Iar hotărârea sunt așa. Se aprobă majorarea de vizită de ofertă cu suma de 261.904,48 lei, cheltuială neeligibilă suportată din bugetul local, la care se adaugă TVA pentru obiectivul de investiție, modernizare, stradă, drumul Morii, în satul Năstrea Cașel, Crețul Bacu. Primarul Comunei va duce la îndeplinire prevederea prezentei hotărâri. Secretarul Comunei, proapă un bucunica, o colegă la... Da, asta e. Deci nu e costul. Nu s-a prezentat niciun post. Ați vorbit cu nici nu. Doar pentru că nu este atractiv. Au de lucru și nu interesează. Și nici prețul bitumului nu a fost actualizat. Noi vorbim despre fezabilitate de anul trecut. Atunci am venit despre lucru și nu am nu. Nu știu. Pentru lună sunt nicio formă nu venim. E clar că anul ăsta nu mai e. Păi nu, nu cred că mai. Eu nu cred că nu, dar trebuie să făcute procedurile. Domnul Vasilie, trebuie făcută licitația, trebuie semnat contractul de execuție și așa mai departe. Am văzut ce îmi spune, când se ne fac? Tot în primăvară. Tot în primăvară, dacă... Dar măcar s-ar prezenta ce? Asta e, măcar să se prezinte și să... O licită la tine care a fost începută. Și acolo să vreau la mea. Acolo mai simplu să zic așa, că acolo se scoate la licitație, în rest de execuție, e altceva, e altceva chestie. Numai la autorizația de construire, cât am văzut. Dar, în fine. Dacă sunt... Da. Trebuie ceva. Să supunem la vot punctul 7, aprobarea majorării de vizuri. Ce ne zicem în vot? În tot. Deci, am mai zis punctul 3. Deci mai avem punctul 8. Primul trebuie că spuneam că vorbim OG12/2019, publicat în monitor 676, 14/2019, avem repartizată suma de 13.000 de lei pe la sume din DBA pentru echilibrare în 2019. 13.000 de lei, sumă așa. Chestiunea este că am făcut o reparație de 10.000 de lei la utilaje. Și trebuie completată suma acolo. Și ne gândeam să le punem, să punem la drumul la achiziție de piese pentru repararea utilajelor. Noi deja s-au consumat 10.000 de lei, s-au dus. S-a reparat grupul la Buldo cu... Și ce să mai... S-au mai luat și un cauciuc, parcă la Rava. Cauciuc și fizic. Iar ceva la TAF. Șufi la TAF. Iarăși trebuie să... Reparațiile le-au făcut mecanicii, n-am... Le-au făcut noi, băieții, clar, le-au făcut băieții. N-am cheltuit bani până la notele, știți? Și acolo, cei de la Comas vorbesc în factură numai în euro și... De la 1.000 euro în sus, clar. Și vă dați seama că ne mai costa cel puțin 1.000 euro. Păi și... Ia-i pe băieți care au grijă de utilaje, care nu de tragiere, oricum se poate solicitare. Nu este dar nu mai este nicio societate. Care societate? Nu mai este.
Nu există așa ceva. Taful nu e pentru caz lemnul acasă. Da, nu acasă. Taful e scos lemnul dintr-o poziție foarte grea și a dus la o poziție unde... Păi și cu ce vrea nu? Cu șufa. Păi cu șufa. Păi și da. Dacă mă duc la expunerea, nu avem șufa în legea. Nu, stați că discutăm de chestiuni diferite. Domnul Găroie spune că nu-s bune, că mănâncă veniturile comune și așa mai departe. Eu vă spun că toți cetățenii comuni noștri acasă se servesc și noi, totodată, cerem. Da, se o face pe un jet. Nu, și care o plătesc la bugetul. Plătesc. Dar stația mea și ce ar fi însemnat să închiriem o societate care să ne facă de zăpezire. Bun. Știți când fac băgam acolo? Da. Nu aveți idee. Domnul meu, și înainte că era societate separată și acum, s-a dovedit că este neproductiv. Nu, e. Păi știi ce vrea să știți? Asta este, domnul, asta este, vă spun. E mai bine să nu avem nimic și... Nu mai se închiriază bonul sau să fac ceva și nu are cel mai dar ce se dar este foarte bine că cetățenii comunei Mănăstirea Cașin își pot face treaba cu un utilaj. Găsesc un utilaj. Nu jucăți o aprobat de Consiliul Local, nu jucăți un gen. Nu, dacă vreți, mărim prețurile dacă vreți. Faci tot. Păi, dacă ei ar fi să micșorați? Nu. Da, da, da. Chisea ideală îți spune că ar fi. Dar e pe ea. Iar nu-i bine. Păi, cum să mai vreau? Dar de ce nu-i mai apelează? Doamne, cum să mai vreau? Nu-și arătăm populația. Exact. Era mai bine când primăria avea o drujbă. Da. Asta de așa înseamnă. Și urmă așa merge. Părerea mea că să cumpărați tot ce trebuie. Da. Când vine cetățean. Cel de aici să manifestă. Să-și meargă cu tine. Dar nu spune că nu are aia, nu are aia. Doamnă Sățară, nu mi-aduc aminte să fi avut cereri de închiriere și să fi dat negații pe cereri că nu utilajul e stricat. Deci ce ați auzit dumneavoastră, ați auzit, da, șufele, deci șufa dacă s-a rupt, a fost într-o joi când TAF a stat vineri, te-au înlocuit șufele și a stat și luni pentru că nu putea omul să ducă doar cu o șufă și a comandat-o din vineri până luni, a venit pe stoc și următorul care a avut taful la închiriere, poate să confirme, domnul secretar, marți a plecat la el. Vă dați seama că e utilaj și dumneavoastră aveți autoturism și se strică să... Da, să nu credeți, deși și avioanele rămân în bani. Nu numai TAF sau... Nu știu. La momentul actual sunt peste 20-30 de cereri. Acum, în momentul de față. Dați seama că ăla e un singur, că e strat de el, că e scântit de... Nu știu ce am de așa. Noi avem garaj și noi avem... Dar că zic, e bine pentru copii. Asta e scurul. Dar dați zăpoada, e bine. Ce mă? Așa ce e bine. Acum avem bundul, avem... Ar fi bun și un dator nou, ar fi foarte bun. M-am uitat ca în toate comunile din jurul nostru și am luat cu un trator cu memorești. Nu se duc cu rabă, se duc cu tratorul și cu coredorul pe plouă, basculabilă. E mult mai ușor de trezut un tractor. Orice bun dacă avem un comun. Orice e bun, nu am problem. Așa și două dacă și două. Două, da, este mult ce din punct. Și mă ascultă, da. Este bun. Haideți să revenim la... Acum... La totul, să vedem la care să trata. Mașini. E o sumă care va... Mașini. E și cheltuită. Avem factură profundă. Da. Da. Cine este? Dacă sunteți de acord cu respectiv. Super am raport cu jocul. Care este? Da. Domnul Delor, în pătrâne sau ți-a dat stația? În pătrâne. Trecem la divers acum. Și de aia vreau să te să scrieți. Da. Domnul Gălă. Mai sunt atâta. Domnul Gălă. Poliția era diversă.
Cine este? Domnul Cine? Domnul Renzea. Domnul Renzea. Dacă nu, asigurăm, oricum, suntem pe cale de a asigura condiții pentru desfășurarea procesului de învățământ așa cum trebuie, ca să nu ne prindă frigul descoperiți. Dar, eu chiar vă rog să mă credeți că la momentul ăsta eu nu am ce să-i reproșez constructorului că nu ar fi în termen sau că nu ar fi. N-are cum. Nu. Imposibil. Eu trebuie să vă explicat la contractul meu, 26. Ce să-i cere omului în momentul în care el are ritmul pe care îl are, vedeți și dumneavoastră? Asta demonstrează mai mult că dacă noi ne descurcăm acum cu copiii care avem, care le-am luat în celălalt de școli, asta demonstrează mai mult încă o dată că nu trebuia făcut anexa de spate și că dacă era făcută numai școala asta, avea posibilitatea să țină toți copiii la școală. Dar la ce nu trebuia să ne facem o școală, domnule? Dar nu am spus ele și rezolvam problema. Nu, nu, nu fie domnule, dar sunteți unul dintre cei care au susținut că e o aberație să facem școală. Anexa, nu, domnule, să modernizăm școală. Eu vorbesc modernizarea școlii, pentru că aici copiii din Mănăstirea Cașin vor învăța un schimb singur. Schimb nu vor mai învăța cu anormal cum s-a învățat. Sunt copii puțini și nu, de... sunt aproape 470 de copii în comună și toți au dreptul să învețe corect și normal. Acum învață și eu, după masă și la toate... Aceiași copii. Copiii mei au învățat în Mănăstirea Cașin. Copiii mei, din punctul ăsta, au fost deși copii chinuiți. Deci am fost chinuiți, domnule? Da, domnule, au fost chinuiți. Pentru că... să vă spun ce au fost chinuiți, domnul Beloie. Pentru că cea mare a învățat dimineața, iar cea mică se ducea și dormea la ore, după amiaza, la ora 2, domnul Beloie. Din cauza asta. Că toate administrațiile care au fost în Mănăstirea Cașin nu au fost în stare să aibă grijă de școală. N-au fost, domnule, n-au fost. Păi că drept dovadă, uitați ce trebuie să facem. Domnule, școala asta era numai reparată. Și domnule, haideți, domnule, nu știi ce trebuie. Asta e. Nu știi ce trebuie ca un... Ba da, trebuie. Dar în primul rând, domnule, în primul rând trebuie spațiu ca să înveți copiii. Nu, domnule, nu e. N-a fost. N-a fost. Și n-a fost și nu este. Abia acum a revenit la domnul. E adevărat că la 80 de ani de taie până ta, nu-ți mai trebuie și cu apă. N-are ce să mai faci. Vorbești cu astii, domnule. Nu, mă rog. Să știi. Dar nu vă mai trebuie la ce nu trebuie. Pentru că sunt aici, sunt din comuna asta. Eu n-am să înțeleg niciodată. Dacă faci rău, dacă te faci rău. Exact. Domnule! Întreb. A fost vorba de corpul ăla de spate. Deci a fost vorba numai de corpul de ăla și în ăla trebuie făcut o sală de sport. Așa cum e. Aveai, domne, când se face sală de sport într-un spațiu atât de mic. Hai să lucrăm banal să facem sală de sport, vă rog, la criteria pe care l-am luat. Face sală de sport. Uite, la școala veche... Ce vorbești ca să faci, domnule? Deci, la toate niște sare să faci despre sală. Mă ta ce-ai făcut tare de primul meu, înțeles, da? Ce-ai făcut? Da, mai lăsăm
românul și îl plătim acum. Domnul, domnul, o problemă importantă. Care este situația cu dispensarul și cu terenul în fața dispensarului? Am discutat de aici cu două ori despre sentința penală a domnului Ghidica și acest teren este al comunii. De ce l-are Măriora Simeon acum? Asta e lucrurile la mână. Și care este situația procesului verbal, procesului judiciar, care s-a pierdut, domnule Fiterenor? Vă bateți joc, măi, de comuna asta, măi, domnul Muvici, vă bateți joc, ați auzit? Vă bateți joc de comuna asta. Și dumneavoastră v-ați bătut joc, nu ne-ați fără calmă. Da, nu-i bat joc de nimeni. Vă bateți joc, ne-ați luat stat. Domnule, toate comunele acolo, vă văd trotuare, văd gardă, văd tot orice și nu e nimic. De ce? Ce facem cu mașinile astea care stau aici? Faceți-o cu mâncare sau nu faceți? Că ziceți de ce vă iau de dumneavoastră, că nu am dreptate? Eu vă ascult acum. Deci care este situația, poți să dai răspunsul, care este situația cu procesul care s-a pierdut? Mă dau răspunsul înscris, nu așa. Nu, vreau acum, domnule, nu înscris. Da. Când este promotorul teren? Când e domnul secretar de promotorul teren? Domnule, avem jurist, domn secretar are alte probleme. Bă, care are alte probleme, domnule? Ce juristul ce face? Ce să facă? Lucrează și eu. Ce trebuie să facă? Da. Cred că nu-ți duci cu taful la întâi. Da. Și dumneavoastră, domnul Berloi, de ce nu dați răspunsul? Domnul, de ce ne-ați luat la mâine? Și m-ați încheiat voi dumneavoastră. De ce? Ce ne-ați dat? De ce nu dați răspunsul societatea la primărie? Domnul, nu să lăsați la primărie! Nu să lăsați la primărie! Nu să lăsați la primărie! De făcut de mie!